1 Corinteni 4, cu 15, mă scuzați. Chapter 4, verse 15. Even if you have 10,000 teachers in Christ, chiar dacă you don't have any fathers. I became your father through the gospel. Chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți decât un părinte, pentru că eu v-am născut în Hristos, în Evanghelie. What I learned from that is that it's better to have one shepherd who's like a father than 10,000 shepherds who are like teachers. Eu învăț din versetul acesta că e mai bine să ai un păstor care să fie ca un tată decât să ai 10.000 de păstori de învățători. Most pastors are teachers. Cei mai mulți păstori sunt învățători. Very few are fathers. Dar foarte puțini sunt părinți. Teachers can build schools. Învățătorii pot clădi școli. Fathers will build families. Părinții vor clădi familii. The church is not a school, it's a family. Biserica nu e o școală, e o familie. But many churches in the world today are like schools. Dar multe școli, multe biserici din lume sunt precum școlile astăzi. You know, all the students come and sit in the classroom. Ca și cum studenții vin, se așează în anfiteatru duminică dimineața. And the teacher stands up. Când se ridică profesorul and teaches. Și predă. And he gets a salary at the end of the month. El își ia salariul în fiecare lună. And if he finds another school that will give him a higher salary, he will leave the school. Și dacă la un moment dat găsește o școală care îi dă un salariu mai bun, pleacă din școala asta la cealaltă. He doesn't have a commitment to these students. Nu are nici așa, nicio legătură profundă cu acești studenți. His commitment is to a salary, a monthly salary. El este ținut de salariul pe care îl primește. And the Christian world is full of such pastors. Și lumea creștină e plină de asemenea pastori. And the great and God is disappointed. Și Dumnezeu e dezamăgit. Because when Jesus appointed his apostles. Pentru că atunci când Iisus i-a numit pe apostolii săi. He did not tell Peter, I will give you so much salary every month. Nu i-a spus Petre, tu o să primești salariul ăsta în fiecare lună. Andrew or Philip or sau Andrei sau Filip, oricare. He promised them nothing. Nu le-a promis nimic. All he said is you'll get a lot of persecution. Tot ce le-a promis a fost multă persecuție. If you follow me. Dacă îl urmează. You want to follow me? Vrei să mă urmezi? You'll get a lot of persecution. O să ai parte de multă persecuție. Your brothers and relatives will turn against you and take you to court. Frații și rudele tale se vor întoarce împotriva ta, te vor da în judecată. That was their salary. Și asta era răsplata lor. Persecution? Persecuție. Opposition from family members? Opoziție din partea membrilor familiei. So Jesus made it very difficult. Deci Iisus a făcut foarte dificilă. But today it can be so attractive in the Christian world. Însă astăzi lucrarea creștină este atât de atractivă. Because you get honor. Pentru că primești onoare. Respected. Ești un om respectat. It was so different in the early days. E așa diferit de zilele de la început. That's why those people had a power which today people don't have. Tocmai de aceea pe atunci era o putere pe care cei de astăzi nu o au. I remember hearing a story. Țin minte o întâmplare. Of you know, the Roman Catholic Church says that the first pope was Peter. Spune Biserica Romano-Catolică cum că primul papă ar fi fost Petru. So one day I heard that one pope was taking a visitor around all the riches in the Vatican. Spune că odată un papă vizita bogățiile Vaticanului. They have a big bank with billions of dollars. Miliarde de dolari. The Vatican Bank. Bancă. Banca Vaticană. All the riches and paintings and everything. Și toate picturile acelea, toate bogățiile. So he said when Peter went to the temple, he said silver and gold I have none. Și papa s-a spus când s-a dus Petru în templu, i-a spus omului aur și argint nu am. He was our first pope. Și era primul nostru papă. Now it is different. Dar acum lucrurile s-au schimbat. God has blessed us and now. Iată cine a binecuvântat Dumnezeu. We can't say silver and gold. Și nu mai putem spune aur și argint n-am. And that man told him. Dar omul i-a spus. Neither can you say like Peter in the name of Jesus, rise up and walk. Nici nu mai putem spune ca Petru altă dată sau ca Iisus, ridică-te și umblă. That also you don't have. Nici asta nu mai avem. So that is what has happened to Christianity. Asta s-a întâmplat creștinismului. We have increased in money. Ne-am îmbogățit în bani. Honor. Onoare. And fame.
faimă, and respect, respect, but the power is gone. Dar puterea ne-a părăsit. And the great need is not to talk about these things. Și marea nevoie nu este să vorbim despre aceste lucruri. In 1 Corinthians 4, verse 20, în 1 Corinteni 4 cu 20 scrie: The kingdom of God is not in words, but in power. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Words are easy to speak. Cuvintele sunt ușor de rostit. You know, we have so many discussions about doctrine. Avem atâtea discuții despre doctrină. We were talking about it earlier today. Am discutat mai devreme despre asta. There are so many discussions between Baptists and Pentecostals. Sunt atâtea dispute între baptiști, pentecostali. Are the gifts of the Spirit finished? Sunt darurile Duhului s-au terminat, concetat? Sau încă mai sunt disponibile astăzi? In the first century? Au fost doar pentru primul secol? In the 21st century? Sau le întâlnim și în secolul 21? And there are two ways you can discuss it. Și sunt două feluri, două modalități în care se pot pune aceste probleme. Unu, iei versetul din Biblie și versetul celălalt și versetul celălalt și stai 5 ore de la discuții și nu se termină discuția și continuăm mâine. Și iar arătăm versetul ăsta, celălalt. The Baptists have got their theological seminary. Baptistul are seminarul lui teologic. Pentecostal are seminarul lui teologic. No, I'm not criticizing. Acum eu nu critic. I'm not a Baptist, I'm not a Pentecostal. Nu sunt nici pentecostal, nici baptist. In India I call myself a Christian. În India eu mă numesc creștin, atât. Christian like the early Christians. Creștin ca și creștinii de altă dată. So, I'm not criticizing this group or that. Deci eu nu critic nici grupul din sine, nici dreapta. This type of words. Dar vedeți, sunt multe cuvinte. The kingdom of God is not in words. Dar împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvinte. Paul said in 1 Corinthians 4:19. Pavel spune aici în Corinteni: I will come to you soon. Voi veni la voi repede, dacă Domnul va fi cu mine. Și eu nu voi asculta cuvintele voastre, ci vreau să văd câtă putere este în versetul 19. Deci n-am să ascult cuvintele voastre. Vreau să văd ce putere aveți. Am fost în biserici baptiste, am ascultat predicile. Și sunt plictisitoare. I go to Pentecostal churches. Mă duc la bisericile pentecostale. I listen to the sermon. Ascult predicile. Și sunt plictisitoare. I said, there's no power here, there's no power here. Și eu constat că nu e putere nici într-o parte, nici în cealaltă. Cuvinte, cuvinte, cuvinte. Words, so many clever words. Atâtea cuvinte înțelepte. But when Jesus spoke to the disciples in Emmaus, dar când Iisus le vorbea ucenicilor, you know, after the resurrection, după înviere, you read in Luke 24, they were walking Luca 24, 7 miles to Emmaus. That means 10 kilometers, 11 kilometers. Că au mers pe jos 11 kilometri până la Emmaus. Și să parcurgi pe jos 11 kilometri sunt vreo 3 ore. Și spune Biblia că Iisus le vorbea în drum spre Emmaus de la Geneza până la Maleahi, în tot Vechiul Testament. În Luca 24. It says here that there were two people walking to Emmaus, verse 13. În versetul 13, which is about 11 kilometers away. Spune că doi ucenici se duceau la Emmaus, cam 11 kilometri de Ierusalim. After the resurrection. Și Iisus era după înviere. They did not know that Jesus had risen. Și ei nu știau că Iisus a înviat. And Jesus came there. Și vine Iisus acolo. And it says in verse 16 that și în versetul 16, eyes were prevented from recognizing him. Spune că ochii erau împiedicați să-l cunoască. Și erau triști. And then it says Jesus, verse 27. Apoi în versetul 27. He started with Genesis. Spune că Iisus a început de la Geneza, de la Moise. And went all the way to Malachi. Și a mers până la Maleahi. And in all the scriptures he explained concerning himself. Și le-a tâlcuit scripturile care vorbeau despre el. Genesis to Malachi. De la Geneza la Maleahi. See here, this is a picture of the Messiah. Uite aici, este imaginea lui Mesia. See that the woman will crush the serpent. Spune că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Apoi mielul pascal. Este imaginea lui Mesia. Șarpele de bronz ridicat în deșert. Este imaginea lui Mesia. All the way to Malachi. Până la Maleahi, le-a arătat toate pasajele. Maleahi, unde scrie că fiul neprihănirii. And 3 hours he was taking a Bible study. Și 3 ore a făcut studiu biblic cu ei. Every book of the Old Testament. Fiecare din Vechiul Testament a studiat. Nahum, Habacuc, Micah. Nahum, Habacuc, Micah. Everywhere he said, here's
Și peste tot identifica pe Mesia, Mesia, Mesia. And you know what they felt? Și știți cum simțeau, ce simțeau cei doi? Cei doi apostoli? Citim în 32, citim ce era în inima lor. Our hearts were burning within us. Spunea, nu ne ardea inima în noi. When he explained the scriptures. Când ne vorbea și ne deschidea scripturile. You know, that is how our meetings must be. Așa trebuie să fie întâlnirile noastre. Whether it is 3 hours or 3 minutes. Fie că durează 3 ore sau 3 minute. When people sit and listen to the word of God. Când oamenii stau și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Inimile lor trebuie să ardă. You know that Jesus is there. Atunci vei ști că Isus e prezent. Now, I'm not talking about making a lot of noise. Acum eu nu vorbesc despre zgomot mult. Noise is not power. Zgomot nu înseamnă putere. Noise and power are different. Zgomot și putere sunt două chestiuni diferite. Many people can make noise. Mulți oameni pot să facă zgomot. On Mount Carmel. Pe muntele Carmel. 1 Kings 18. În 1 Împărați 18. The prophets of Baal made so much noise. Profeții lui Baal așa mult zgomot au făcut. No power. Și n-au fost un pic de putere. I have been to many churches where they make so much noise. Am fost în multe biserici unde fac atâta gălăgie. Reminds me of the prophets of Baal. Și parcă mi-aduc aminte de profeții lui Baal de altădată. Unde săreau, țipau. Noise. Zgomot. No power. Dar fără putere. Then Elijah got up. Apoi s-a ridicat Ilie. And he prayed for half a minute. Și s-a rugat jumătate de minut. And there was power. Și a fost putere. So that is how our church meetings must be. Deci cam așa trebuie să fie întâlnirile bisericești, cu putere. Power. Putere. Not just noise. Nu doar zgomot. Not just good music. Nu doar muzică bună. In the world they have good music. În lume au muzică și mai bună. You go to a rock music concert. Du-te la un concert de muzică rock. That noise is louder than any Pentecostal. Zgomotul e mai puternic decât în orice adunare pentecostală. Noise is not power. Zgomot nu înseamnă putere. Power of God. Puterea lui Dumnezeu. Is a fire. E un foc. That brings holiness. Care aduce sfințenie. That brings humility. Aduce smerenie. That brings love. Aduce iubire. Fervent love for even those who hate us. Iubire pentru cei care ne urăsc. And these people, when they got a Bible study with Jesus, their hearts burned. Și oamenii aceștia, pe drum spre Emaus, ardea inimile mie cu Iisus. We need that in our churches. Avem nevoie de asta în bisericile noastre. De aceea avem nevoie de puterea originală a Duhului Sfânt. Deci văd toate aceste discuții între oameni. Au încetat darurile Duhului Sfânt în primul secol sau mai sunt încă valabile astea? Cum să dai un răspuns? După cum am spus, putem discuta la infinit. Going on around the world for more than 100 years. De mai bine de 100 de ani se poartă aceste discuții la noi în lume. And there are still Baptists and Methodists will say one thing and Pentecostals and Charismatics. Încă vei găsi baptiști și metodiști care afirmă un lucru și pentecostali și carismatici care afirmă cu totul alt lucru. It's all argument about words. Se ceartă doar pe baza cuvintelor. This verse means this. Nu, versetul ăsta înseamnă asta. No, but this verse means this. Bine, ăsta l-aș spune. Nu, pe versetul ăsta spune altceva. And this is a better way. Asta nu e un drum cel mai bun. Este o cale mai bună. Heal a sick person. Dacă un om este vindecat, there's no more argument. Nu mai e ce să comentezi. Then you see, hey, e ceva evident. Or you cast out a demon. Sau când scoți în numele lui Iisus, când scoți un demon dintr-un om, and the person is free. Și omul e liber. There you know it is. Even today, Jesus is chiar și astăzi, Iisus face asta. So, the kingdom of God is not in words. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvinte. I don't believe in arguing with people. Eu nu cred în a argumenta, mă certa cu oamenii pe baza cuvintelor. Pentru că tu vei cita un verset, eu am să citesc un verset. Și cine o să câștige? If I'm cleverer than you, I'll win. Dacă sunt mai deștept ca tine, eu o să cedez. Two lawyers in a court. Sunt ca și doi avocați la un proces. It's not the person who's right who wins. Nu întotdeauna cel care are dreptate câștigă. Whoever is the cleverer lawyer, he wins. Ci avocatul cel mai isteț. That is how so many murderers become free because they got a clever lawyer. De aia mulți criminali sunt în libertate pentru că au avut avocați buni. So even among Christians when they discuss. Deci chiar între creștini când există discuții. Unul încearcă să arate că știe mai multă Biblie decât celălalt. Și ce rost? You know, we need a demonstration. Avem nevoie de o demonstrație. Paul says, 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinteni capitolul 2.
1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians 2, versetul 4. My message and my preaching was not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Cum predica Pavel? Listen. Ascultați. Read this verse. Citiți cu atenție. Not in clever words of wisdom. Nu cu vorbire înțeleaptă, but in demonstration of the Holy Spirit. Ci demonstra puterea Duhului și a puterii. De ce? Verse 5. Versetul 5. So that your faith will not rest on the man's wisdom, but the power of God. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. And if we don't have that power, și dacă nu avem această putere, n-are rost să ne certăm pe baza versetelor. I have been in Baptist churches, am fost în biserici baptiste, metodiste, pentecostale, lot of clever words, multe cuvinte înțelepte, but I'm looking for the power. Dar eu nu caut cuvinte, eu caut putere. No power there. Și nu găsesc putere nici într-o parte, nici în alta. Dar comentarii pe marginea versetelor găsesc. Big books written about this side, that side. Comentarii scrise de o parte sau de words. Cuvinte, cuvinte și iar cuvinte. Jesus never argued about verses. Iisus nu s-a certat niciodată pe baza versetelor. When he moved, there was power. Când Iisus se mișca, era putere. And the apostles, și apostoli, de asemenea, aveau putere. And you and I have to confess, și tu și cu mine trebuie să mărturisim. Lord, we don't have that power. Doamne, noi nu avem puterea aceasta. We need to seek you. Trebuie să te căutăm. We need manifestation of God's power. Avem nevoie de manifestarea puterii lui Dumnezeu. Power is manifested, și când puterea lui Dumnezeu se arată, every mouth will be shut. Orice gură va fi închisă. For example, de exemplu, when we have young people, când avem tineri care sunt robi ai păcatului, robi pornografiei, robi drogurilor, n-are niciun rost să-i aduni în biserică și să vezi cum ridică mâinile pe sus și cântă. Oricine poate să facă asta. N-ai nevoie de puterea Duhului Sfânt să cânți într-o biserică. Predicam o dată la o întâlnire mare, carismatică în India. Stăteam acolo pe platformă, împreună cu ceilalți vorbitori. Era o mulțime de sute de oameni. Și îl văd pe un om. Atât de fericit și bătat din palme, cânta mai tare ca toți, acoperea. Ăsta era mai carismatic și mai pentecostal decât toți. This is wonderful. I must go and meet this man afterwards. Doamne, uite ce om. Vreau să-l întâlnesc și eu, să vorbesc cu el. Full of the joy of the Lord. Plin de bucuria Domnului. Singing so loudly. Cânta din gura, în gura mare. So after the meeting, I went up to him. Și după întâlnire, mă duc să mă întâlnesc cu el. And within so much distance, I could smell the alcohol. Și de la distanță simțeam că duhnea băutură. He was drunk. Era dat. He was not even a Christian. Nici măcar nu era creștin. But he was so happy because he was full of whiskey. Broșul și plin de bucurie, că era plin de whisky. So you don't need the Holy Spirit to look. Mă înțelegi? N-ai nevoie de Duhul Sfânt ca să fii de pare fericit. You don't need the Holy Spirit to make a lot of noise. N-ai nevoie de Duhul Sfânt pentru multă gălăgie. But that whiskey could not make him holy. The whisky ăsta n-a putut să-l facă sfânt. Just make him merry. L-a făcut doar fericit. So I'm not interested in getting young people to look wonderful on the outside. Deci pe mine nu mă interesează să-i văd pe tineri care arată așa de frumos pe exterior. Că sunt așa de zeloși la întâlnirile din biserică. Eu vreau ca ei să fie puri în viața de zi cu zi. Să știu că Duhul Sfânt îi face ca pe Iisus în caracter. Să știu că îi mărturisesc altora și aduc la Hristos să le schimbe viața. And for this we need to have a church which is like a family. Și pentru asta avem nevoie de o biserică asemenea unei familii. There's a lot of difference between a family and an organization. E o mare diferență între o familie și o organizație. You take a company like Coca-Cola company. Zicem compania Coca-Cola. Big company, e o companie mare. And they have a big managing director. Și au un manager care este directorul companiei în vârf. Deputy manager. Și au director adjunct, director asistent și mulți angajați. You can have a church like that. Știi că așa poți să fie și în biserica ta? Senior pastor. Unde ai un pastor senior,
omul cel mai mare acolo, el primește salariul cel mai consistent, apoi asistentul pastor, apoi locuitorii, pastorul tineret, pastor cu muzică și așa de mulți angajați. Păi biserica asta este ca și compania Coca-Cola. Now you look at the family. Acum uită-te. In the family also there's prin contradicție la familie. Authority. Și în familie există autoritate. Father, tatăl, mother, mama. No directors. Dar nu sunt directori în familie. What is the difference between a family also where there is authority and Coca-Cola company? Care diferența între o familie unde există autoritate și compania Coca-Cola unde este autoritate? Do the children pay their tithes to the father? Copiii oare își dau izecială a tatălui? No. Nu. What does it say in the Bible? Ce spune în Biblie? Paul says to the Corinthians. Pavel le spune Corintenilor. 2 Corinthians 12. 2 Corinteni 12. See what he says here in verse 14. Versetul 14. Paul is an apostle. Pavel era un apostol. The highest position in the church is for apostles. Cea mai înaltă poziție în biserică este a unui apostol. God has set in the church apostles as number one. Dumnezeu a stat în biserică apostoli în primul rând. But see his authority. Dar priviți ce autoritate are. 2 Corinthians 12:14. 2 Corinteni 12:14. Here I am ready to come to you for the third time. Sunt gata să vin la voi a treia oară. And I will not be a burden to you. Și tot n-am să vă fiu o sarcină. Why? De ce? Because I'm not seeking what is yours, but I'm seeking you. Căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. I don't want your money. Cu alte cuvinte, n-am nevoie de banii tăi. Change your life. Eu vreau să vă schimb viața. And then listen to this. Și apoi ascultați. Because children don't have to save up for their parents, but parents have to save up for their children. Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinți, ci părinții pentru copiii lor. You are my children. Și voi sunteți copiii mei. I am your father. Eu sunt tatăl vostru. You don't have to save for me. Nu trebuie să economisiți pentru mine. I have to give to you. Eu ca părinte trebuie that să vă dau. The authority of a father. Asta este autoritatea unui tată. The director of Coca-Cola company is not like that. Directorul la Coca-Cola nu e așa. But a father is însă like un tată așa este. He sacrifices. El se sacrifică. He goes and works the whole day. Merge la lucru toată ziua. For whom? Pentru cine? For his children. Pentru copiii lui. Mother works from morning till night in the house. Mama lucrează de dimineața până for seara whom? În casă. Pentru cine? How much salary does the mother get? Cât ce salariu primește mama? She works more than the director of the Coca-Cola. El lucrează mai mult decât directorul la Coca-Cola. He goes home at 5 o'clock. E la ora 5 acasă. Mother's work finishes at mama lucrează 11 o'clock at night. Până la miezul nopții, poate. What salary does she get? Și ce primește? Ce salariu? Zero. Nimic. That is another type of authority. Ăsta este un alt stil de alt tip where de autoritate. It's the family. Este în familie. Is your church like a family or is it like a Coca-Cola company? Este biserica ta ca o familie sau este ca și compania? Nowadays we have big churches in many countries called mega churches. Astăzi în multe țări sunt biserici foarte mari, biserici numite mega biserici. 3000 people. 3000 de oameni. Some places 10000 people. 10000 de oameni. That is like a cinema theater. Este ca o sală de cinema. You know how it is when you go to a cinema theater? Știi ce faci când mergi la cinema? I hope you don't go there. Sper că nu mergeți. But you may have gone in your unconverted. Dar poate ai mers înainte să te pocăiești. And you know how it is over there. Și-ți amintești cum era. You sit there. Stai. Somebody sitting next to you. Unul stă lângă tine. You don't know who he is. Nu știi cine este. Somebody sitting this side. Altul stă de partea cealaltă. You don't know who he is. Și nu știi cine e. And you don't know him. This person's problems, you don't know this person's problems. Și nu știi nici problemele ăstuia, nici probleme celorlalți. In a cinema theater, everybody's interested. Dar la sala cinema toți stau și se uită ce se întâmplă în față. That's very interesting. Asta e foarte interesant. And you sit there for 2-3 hours. Și stai 2-3 ore acolo. Pay your money. Dai banii. And go home. Și pleci acasă. Many churches are like that. Așa sunt multe biserici. They all come together. Se adună. They don't even know each other's names. Nu se cunosc măcar nici pe nume unul pe altul. Even the pastor does not know their names. Nici pastorul măcar le cunoaște numele. Cum să știe 3000 de nume? And they are not interested in each other. They are interested in what is happening in front, whether pastor. Și pe nu interesează unul de celălalt, interesează doar ce se întâmplă acolo în față, la amvon. Just like a cinema. Exact ca la cinema. And they watch that. Se uită cu atenție. They pay their tithes. Și plătesc. And go home. Zeciuiala și pleacă. What is the difference between that church and a cinema? Care e diferența, te întreb, într-o biserică și cinema? But now look at a family. Dar acum iată ce se întâmplă în familie. 12 children. Dacă ai o familie cu 12 copii, să zicem. One child here, one child here. Un copil aici, unul acolo. Father is there. Mama, tata. They know each other. Se cunosc unul pe altul. They care for each other. Le pasă unul de altul. One child is sick, everybody knows it. Dacă un copil e bolnav, toți o știu. If one child is not doing well in school, everybody knows it. Dacă un copil are probleme la școală, toți o știu și îl ajută. That's a family.
Asta e o familie. The other is preaching centers. Altele sunt doar niște centre de predicare. Local churches which are like family. Dumnezeu vrea biserici locale care să fie familii. We had a church which grew to 450 people. Noi am avut o biserică la un moment dat a ajuns la 450 de membri. Stupid. Și am spus asta e prea mult. Because we know one know each other. Noi nu mai cunoșteam deja. So we divided it into three churches. Și am împărțit biserica asta în trei părți. Am numit trei bătrâni, trei prezbiteri. Și am făcut dintr-o biserică trei biserici. Și a fost mult mai bine. Altfel erau oameni care veneau două ore până la biserică. In the villages, nobody has a car. De exemplu, la satele unui în India, nimeni nu are mașină. 95% of them don't even have a motorcycle. 95% n-au nici măcar motocicletă. And on Sundays the bus may not work. Duminica uneori nici nu merge autobuzul. So they have to walk. Așa că trebuie să vină pe jos. So if they have another church over there, they have to walk maybe half an hour, not 2 hours. Așa că dacă vom deschide o biserică mai aproape de ei, o să aibă doar jumătate de oră de mers pe jos, nu 2 ore. And a small church means we know one another. Și biserica mai mică, asta este ideea, se cunosc mai bine între ei oameni. It becomes like a family. Este ca o familie. But many pastors want to build a big church so that they get honor. See, I'm the pastor of church with 10. Dar mulți pastori vor să facă biserici mari, să spună, vezi ce numele meu, sunt pastor la 10.000 de oameni. They are not fathers. Dar ăștia nu sunt tați. They are teachers. Nu sunt părinți, sunt profesori. Professors. Învățători. They are directors of companies. Ei sunt directori de companii. God never wanted it like. Dar Dumnezeu n-a vrut niciodată biserica lui așa. Church must have the atmosphere of a family. În biserică trebuie să fie atmosfera unei familii. See, it says in 1 Corinthians chapter 12. În 1 Corinteni 12 spune. 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinteni capitolul 12. It says here in verse 26. Spune la 12:26. Versetul 26. If one member suffers, all the members suffer with it. If one member is honored, all the members rejoice with it. Okay. Verse 26. Yeah. 1 Corinthians. 1 Corinthians 12, 12 and verse 26. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prăzit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Acum aveți în versetul 25. Spune aici, ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Can you do that when there are 3,000 people? Se poate face asta într-o biserică de 3.000 de oameni? You know, God wants little local churches. Știi că Dumnezeu, ideea Lui este pentru biserici mici, locale, unde oamenii spirituali sunt tați. Și eu cred că așa trebuie să ne zidim noi biserica. E mai bine să o biserică mică și puternică, așa cum avea Iisus biserica lui cu 11 ucenici. 11 ucenici au întors lumea cu susul în jos. Azi avem biserici cu 11.000 de membri și nu sunt capabili nici un orașel să-l întoarcă cu susul în jos. The most important thing in a church. Cel mai important lucru într-o biserică este că Dumnezeu trebuie să fie prezent. Și oamenii când intră trebuie să spună Dumnezeu e aici. Când oamenii ne ascultă predicile, în 1 Corinteni 14, cu 24, dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios, el este încredințat de toți. Versetul 25. The secrets of his heart are disclosed. Și secretele inimii lui sunt descoperite. And he falls down. Va cădea cu fața la pământ. And worships God. Și se va închina lui Dumnezeu. And what does he say? Și ce spune? He says, God is here. Și va spune, Dumnezeu e în mijlocul vostru. People come to your church, what do they say? Dar când vin oamenii la voi la biserică, ce spun? Music is very good. Oh, ce muzică frumoasă. The preaching is very good. Ce predici bune. The young people are all very zealous. Tinerii foarte zeloși. What's the use of that testimony? Dar nu e asta o mărturie. God is here. Ei trebuie să spună Dumnezeu e aici. De unde se știe că Dumnezeu e prezent? He got convicted of sin. Pentru că el este convins de păcatele lui. That's my burden. Asta e povara mea. I say when people come to my church. Eu spun când oamenii vin la biserica mea. I am not interested what they think about my music. Nu mă interesează ce părere au despre muzică. Nu mă interesează ce cred despre clădirea bisericii.
I am not interested to know whether they think the chairs are comfortable or not. Nu mă interesează dacă li se par scaunele confortabile sau nu. I'm not interested to know how much money came in the offering box today. Nu mă interesează câți bani s-au donat astăzi în cutia milei. Or what do these people think about our young people? Ce gândesc oamenii despre tinerii noștri? I want to know when they go away from there, can they say I met with God? Eu vreau ca atunci când ei pleacă din biserică să spună m-am întâlnit cu Dumnezeu. God was here. Dumnezeu a fost aici pentru că mi-a arătat secretele inimii. M-a convins de păcatele mele și mă pocăiesc. And I fell on my face and worshiped God. Și cad cu fața la pământ în închinarea înaintea lui Dumnezeu. That is the mark of a New Testament church. Acesta este semnul unei biserici nou testamentale. It's not just a lot of people making noise. Nu doar mulți oameni care fac zgomot. It's not many people speaking in tongues. Nu oameni care vorbesc în limbi. No. Nu. So many people think what is the right pattern? Mulți se gândesc care e modelul potrivit. Shall one person pray? Să roage o persoană? Shall we pray together? Să ne rugăm împreună sau pe rând? Should we raise our hands? Să ridicăm mâinile când cântăm? In our church, I raise my hands. În biserica mea eu ridic mâinile. We clap. Batem și din palme. But that is not the mark of church. Dar asta nu este semnul bisericii noastre testamentale. Eu le spun celor de biserica mea, dacă vrei să bați din palme, bate. Dacă vrei să ridici mâinile, ridică mâinile. Dacă nu vrei, n-ai decât. Vrei să rogi cu voce tare? Roagă-te cu voce tare. Vrei să rogi încet? Roagă-te încet. Asta depinde totul de personalitatea ta. Cel mai important lucru aici nu este să vorbești în limbi, nu este să rogi împreună sau pe rând. These are all traditions. Astea sunt toate tradiții. The most important thing. Cel mai important lucru. People who come here. Este ca oamenii care intră în biserică să spună. God is here. Dumnezeu e aici. Dumnezeu mi-a vorbit mie. Mi-a arătat mie păcatul. If that happens. Dacă asta se va întâmpla. Whatever the name of your church. Oricare ar fi numele bisericii tale. Ești o biserică nouă testamentală. If that doesn't happen. Și dacă nu se întâmplă asta, orice altceva ai face, cu muzica ta, cu zgomotul tău, cu orice altceva, nu este o biserică din Noul Testament. Eu am circa 70 de bătrâni de prezbiteri în India, în cele 40 de biserici noastre. Și le spun, nu vă bucurați că vin oamenii și spun, vai ce biserică frumoasă aveți, sau ce orgă frumoasă. Nu mă interesează. Did they meet God? S-au întâlnit ei cu Dumnezeu? Did they come here and feel, hey, this is a family? Au simțit, s-au simțit ei în mijlocul vostru ca într-o familie? What if one of your brothers falls into some sin? Și dacă un frate cade în păcat? What do you do? Ce faci? I say you must do the same thing like your own son fell into some sin. Trebuie să te comporți ca și cum fiul tău propriu ar fi căzut în păcat. Your daughter fell into a sin. Să presupunem că fiica ta va cădea într-un păcat. Ce o să faci? You go around telling everybody, mergi să le spui la toți, uite, fiica mea ce-a făcut, fiica mea ce-a făcut. Nu. You will cover it. O să acoperi. Love o să iubești. A multitude of sins. Biblia spune că dragostea acoperă o mulțime de păcate. When you go around talking about other people's failures, dar când mergi să vorbești, să dai din gură despre eșecurile altora, și se întâmplă, you know, because it's not my daughter, pentru că nu-i fiica ta, e fiica altuia, vorbești, vorbești, le spui tuturor, that's not a family. Asta nu e o familie. That's a Coca-Cola company. Asta e o Coca-Cola companie. In a family, într-o familie, we don't talk about the failure of others. Nu vorbim despre greșelile altora. You will never talk about the failure of your daughter. Niciodată nu o să spui altora despre greșelile fiicei tale. Vei încerca să o acoperi cu iubire și să-i vorbești și să o scapi de acolo. Asta înseamnă familie. Nu poți să zidești o familie dacă conducătorul este un director. How is it? How do you determine whether your church becomes a Coca-Cola company or a family? Cum poți hotărăști dacă biserica ta va deveni o familie sau o companie Coca-Cola? That depends on the leader. Totul depinde de conducător. If the leader is like a director, dacă conducătorul e un director, put everybody under me. Are pe toți sub el. Deputy director, assistant director. Director asistent, director adjunct. That will be a Coca-Cola. Asta va fi o companie Coca-Cola. But if I am a father, dar dacă eu sunt un tată, I'm always trying to serve the people.
întotdeauna voi încerca să slujesc oamenii. Am timp pentru copiii mei. I'm not so busy that children can't talk to me. Nu sunt atât de ocupat încât copiii mei să nu poată vorbi. In the Coca-Cola company, dacă lucrezi într-o companie Coca-Cola, you can't speak to the director. Nu poți vorbi cu directorul. You may work if it's a big company, you may work there 30 years and never speak to the director. Poate lucra 30 ani în fabrica asta și nu poți ajunge la director. There was a brother who came to our church. A fost un frate care a venit la noi la biserică. He was in another big Pentecostal church in Bangalore. Făcea parte dintr-o biserică mare pentecostală din Bangalore. He was there for 4 or 5 years. De 5 ani eram membru acolo. Then he decided to join our church. Și apoi a hotărât să se mute la biserica noastră. So I asked him. Și l-am pus întrebarea. You were in that church for 5 years. Ai fost 5 ani în biserica aia. How many times did you talk to the pastor? De câte ori ai vorbit cu pastorul? Not even once. Nici măcar o dată mi-a răspuns. You didn't talk to him once. Cum, n-ai vorbit niciodată cu el? Why didn't you go up to speak to him? Când ce nu mergi să vorbești cu el? He said, no, we can't speak to him. Păi zice, nu pot să vorbesc. Because as soon as the meeting is over, he goes away. Păi când se termină întrunirea, el e plecat. So big. E așa de mare. That's like Coca-Cola company. Că asta e exact ca în compania Coca-Cola. That's not a family. Asta nu e familie. I said, I don't want to build a church like that. Eu nu vreau să zidesc cu asemenea biserică. You know, I've heard people say, oh, am auzit oameni spunând, suntem atât de ocupați. Sunt pastor atât de ocupat. Am atâtea responsabilități. What about Jesus? Dar cum rămâne cu Isus? Anybody could talk to Jesus. Oricine putea să meargă să vorbească cu Isus. Oricine putea vorbi cu el. It was easier to speak to Jesus than it is to speak to some pastors today. Era mai ușor să ai acces la Isus decât la unii pastori astăzi. Today you have to go through a secretary and so many. Trebuie să mergi la secretar și atât. But Jesus, you could just meet him anytime. La Isus puteai să mergi oricând. You know what a church is? Știi ce înseamnă biserică? E o familie. Does your child have to fix an appointment with you through a secretary to meet you? Oare copilul tău, ca să întâlnească cu tine ca și tată, trebuie să-și facă o programare la secretara ta? So today's church is so different from the way God wanted it. Biserica de azi e așa de diferită decât ce a vrut Dumnezeu. Failure is with the leaders. Și problema este la conducători. Because the leaders are not fathers. Pentru că liderii nu sunt părinți. See what Paul says in 1 Corinthians 4. Iată ce spune Pavel în 1 Corinteni 4. He speaks about He puts it like this. Spune așa. 1 Corinthians in chapter 4. 1 Corinteni 4. We saw that verse in verse 15 about you can have 10,000 teachers but you don't have many. Am citit mai devreme cum poți să ai mulți învățători, dar un singur tată. 1 Corinthians 4:14. Dar în 1 Corinteni 4 cu 14. He says, I'm not writing these things to shame you. Deci nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii preiubiți ai mei. There you can see the difference between a teacher and a father. Aici se poate vedea diferența între un învățător și un tată. Supposing a teacher has got a student in the class who's not good at mathematics. Presupunem că un profesor are un elev în clasă care nu e prea bun la matematică. And no matter how much the teacher teaches, that student is always. Și oricât i-ar explica, studentul ăsta cade. He can't understand. Nu poate să înțeleagă. Maybe in a low class he's trying to understand multiplication. Poate în clasa a doua nu înțelege mulțirea. And he tries and tries, he doesn't know how to multiply. Și încearcă și încearcă și nu reușește, nu învață tabla mulțirii. And the teacher shames him publicly. Și în public învățătorul face de rușine, ridică-te în picioare. You don't know. Nu cunoști. How many times I've taught you? De câte ori să explic? Get out of this class. Ieși din clasă. Go and join some other school. Du-te la altă școală. I don't have time for people like. N-am timp pentru oameni ca tine. I've tried so many hours to teach. De atâtea ori am încercat să te învăț. And that poor boy is only copilul ăla săracu, 7-8 years old. De vreo 7-8 ani. He cries. Plânge. And he has to go away. Și trebuie să plece. And he goes home. Și se duce acasă. And he meets his daddy. Și se întâlnește cu tatăl său. Says, Danny, I can't go to that school anymore. Și spune, nu mă mai primesc la școală. Teacher told him to get out of the class. Mi-a spus să ies din clasă. Because I don't know, I'm trying so hard to learn multiplication. Nu sunt capabil să învăț tabla mulțirii. What does the father say? Și ce îi spune tatăl? The father says, son. Spune, fiule. I will teach you. Te învăț eu. Come, sit down. Hai, stai jos. And he tries to teach him multiplication. Și încearcă să-l învețe tabla mulțirii. Son says, Dad, I can't understand. Spune, tată, tot nu înțeleg. 3 hours we tried. Încearcă 3 ore. I'm still getting it all wrong. Și încă tot nu înțelege. Father says, never mind, my son. Tatăl spune, nu, nu e problemă. Tomorrow is another day. Mâine mai avem o zi. We will try again tomorrow. Încercăm
iară mâine. So tomorrow after work the father says, mâine, let's sit down and try again. După lucru tatăl spune, hai, mai o dată încercăm. Again, 3 hours. Și iară 3 ore. No, Dad, I can't understand. Nu pot să înțeleg, tată. The father says, never mind. Tatăl spune, nu contează. Tomorrow is another day. Și mâine mai avem o zi. We are going to learn this. Și o să înveți tu până urmă. If it takes 1 year, și dacă durează, și dacă durează un an, tot te învăț până urmă. After many, many weeks. Și după multe săptămâni. One day that boy says, "Hey, Dad, I got it." Tată, băiatul spune, tată, în sfârșit am înțeles și eu. And the father is excited. Și tatăl se bucură. That is the difference between a father. Asta e diferența dintre un tată și un profesor. Profesorii vor umili, vor rușina oamenii. Profesorul e mulțumit doar de cei deștepți din clasă, dar nu și cu elevii slabi. Dar tatăl este bucuros de toți copiii lui. Și cu cel mai slab stă mai mult, petrece mai mult timp. What Paul says is right. There are 10,000 teachers in the church, but not many fathers. Avea dreptate Pavel când spunea că sunt 10.000 de învățători, dar un singur tată. When I meet with my Sunday elders many times a year. Când mă întâlnesc cu presbiterii în timpul anului. I meet with them regularly. Mă întâlnesc cu ei în mod regulat. Because I know that if I can change the leaders, I can change the church. Pentru că știu că dacă pot schimba liderii, conducătorii bisericilor, pot să schimb, dacă schimb mentalitatea lor, schimb bisericile. Revelation chapter 2 and chapter 3. În Fapte 2 cu 3. The leader was bad. În Apocalipsa 2 cu 3 spune că dacă liderul era rău, church was bad. Și biserica era rea. The leader was good. Dacă liderul era bun, the church was good. Și biserica era bună. So I tell these elders of my fellow elders. Așa le spun presbiterilor. I said, dear brothers, be a father. Frați dragi, fiți părinți in your church. În bisericile voastre. Nu fiți învățători. Fiți părinți. And when you teach, teach like a father and not teach like a teacher. Și chiar atunci când învățați, învățați ca un tată, nu ca un profesor. I just explained to you how a father teaches and a teacher. Tocmai v-am explicat care e diferența între un învățător și un tată. A teacher doesn't have patience. Un învățător nu are răbdare. I remember when I was teaching my 5-year-old son how to ride the cycle. Țin minte când l-am învățat pe fiul meu să meargă pe bicicletă. Got a small cycle. Avea o bicicletă micuță. Two wheels. Cu două roți. And I was teaching him how to cycle. Și eu l-am învățat cum să meargă pe. So I would hold it at the back. Îl țineam de spate. And run with him. Și mergeam cu el. Și el dădea din pedale. And I leave. Și după aia lăsam. Și mergea un pic. Și cădea. Okay, never mind. Spun, nu contează, mă încercăm una. Iar pe bicicletă. Și eu mergeam în spatele lui. And after some days. Și după multe zile. He could cycle without me. După câteva zile, el putea să meargă singur pe bicicletă. What a joy that was in my heart. Și ce bucurie în inima mea. So that is a father. Vezi, ăsta e un tată. It's mother is also like that. Și așa sunt și mamele. You know, you teach your children to eat by themselves. Înveți copiii să mănânce singuri. To go and bathe by themselves. Să meargă să facă baie singuri. To go to the toilet themselves. Să meargă la toaletă singuri. It's a joy. No, it takes time. Durează timp. You can't teach all that in one day. Nu se poate învăța asta într-o zi. A father and a mother. O mamă și un tată. Think if we can build our churches like that. Gândește-te dacă așa ar fi bisericile noastre. One child is a little slow. Un copil poate e mai încet. Okay, we are patient. Nu e problemă, ai răbdare cu el. Another child is quick. Un alt copil e prea rapid. That's good. E prea iută, nu-i? But we are patient with the slow child also. Avem răbdare și cu cel mai încet. You know, if we can build a church like this. Dacă am putea zidi o astfel de biserică. That I'm accepted. Unde fiecare se va simți acceptat. I'm accepted just as I am. Sunt acceptat așa cum sunt. I'm not as smart as that other brother. Eu nu sunt așa de deștept ca fratele cu tare. Eu nu sunt așa de spiritual ca sora cu tare. Pastor accepts me as I am. Dar pastorul mă acceptă așa cum sunt. Willing to work with me to make me like Jesus. Și vrea să mă ajute să devin ca Isus. It's the leaders that make the difference. Conducătorii sunt cei care fac diferența. And I'll tell you, it's not easy to be a leader. Și vă spun că nu e ușor să fii un lider. See what it says about Jesus in Ephesians chapter 5. În Efeseni capitolul 5, iată ce spune despre Isus. This is a verse that comes to my mind many times. Asta e un verset care de multe ori îmi vine în minte. As to how I, as a servant of God, must serve the church. Cum trebuie eu, ca slujitor al lui Dumnezeu, să slujesc biserica. In Ephesians 5 and verse 25. În Efeseni 5 cu 25 spune. In the last part of that verse. Ultima parte a versetului. Christ
loved the church and gave himself up for her. Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. I'm not talking about the family relationship now. Mai vorbesc despre relația de familie, despre ultima parte. Loved the church. Hristos a iubit biserica. What did he do? Și ce a făcut? He gave himself for the church. Și s-a dat pe sine pentru ea. And the Lord said to me. Și Domnul mi-a spus mie. Do you love the church? Iubești biserica? Then you have to give yourself for it. Atunci trebuie să dai pe tine însuți pentru ea. Not give messages. Nu să dai doar mesaje. It doesn't say Christ loved the church and gave preached sermons. Nu spune că Iisus a iubit biserica și le-a dat mesaje, le-a dat predici. He could have sat in heaven and preached sermons. Putea să stea în cer să le dea predici. He came down to our level. El a coborât pe pământ. Service. Și ne-a slujit. And that's what we have to do. Și asta trebuie să facem și noi. Yeah, that's what how I have tried to build the church. Așa am încercat eu să-mi zidesc biserica. When some brother is shifting his house from one house to another house. Când un frate și-a schimbat casa dintr-un loc în altul. Yeah, we all go. I have also gone and helped lift the cupboards and. Când se muta de unul la o casă alta, mergeam și eu și ceilalți membri să ne ajutăm să-și care mobilă. Poor old lady is shifting to some house. So când o bătrână se muta dintr-o casă în alta. Yeah, I have gone to that house and got down on the floor and cleaned the floor. M-am dus la casele aia și am curățat podeaua. Because I'm a servant. Pentru că sunt un slujitor. I'm not a Coca-Cola director. Eu nu sunt un director Coca-Cola. Jesus was a servant. Iisus a fost un slujitor. He washed the disciples' feet. El a spălat picioarele ucenicilor. He was not a director. El nu era director. And Jesus said, like I taught you, you do for one another. Așa cum v-am învățat eu să faceți unii cu alții. We need in the church people who are caring for others like a father. Avem nevoie în biserici de oameni cărora să le pasă de ceilalți ca un tată. What if somebody does wrong and needs discipline? Dar dacă cineva greșește și are nevoie de disciplină? Yeah, we have had to discipline people in our church. Da. People we have put out of the church also. Și noi am avut situații de disciplină în biserică când am trebuit să dăm afară din biserică. I have told some people you cannot break bread for 6 months. Și am spus unii, n-ai voie să iei cina Domnului 6 luni. Because a father is also strict. Pentru că un tată este și strict în același timp. A father has to be like God. Un părinte trebuie să fie ca Dumnezeu. See Romans 11 verse 22. În Romani 11:22. Romans chapter 11 verse 22. Romani 11:22. Behold the kindness and the severity of God. Uită-te la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Look carefully. Uită-te cu atenție at the kindness of God, la bunătatea lui Dumnezeu și la severitatea lui Dumnezeu. A good father, un tată bun, is very kind, e foarte bun and he's strict. Și este și sever. I know when I brought up my sons at home, știu cum mi-am crescut eu copiii. I was very kind to them, eram tare bun, but I was strict. Dar eram și strict. I said, there are certain things I don't allow in this house. I-am spus, sunt câteva lucruri pe care n-aveți voie să le faceți în casă. No rock music. Fără muzică rock. No bad books. Fără cărți rele. We never even had television in our house. Nici măcar televizor n-am avut. I'll not take you to the cinema. I-am spus, n-o să vă duc la cinema. I will not take you to the circus. N-o să vă duc la circ. I will not teach you any bad habits. N-am să vă învăț niciun obicei rău. We will play together. O să ne jucăm împreună. Play musical instruments. You can o să play cântăm games. Împreună dacă vreți. O să jucați jocuri. Indoor games, outdoor games. Jocuri în casă, afară. All those things I will get for you. Petrece timp împreună. And then I'll give you the Bible also, storybooks to read about the Bible. O să vă dau întâmplări din Biblie să le citiți. And I'll teach you how not to tell lies. O să vă învăț cum să nu mințiți. And not to mix only with rich people in your school. Și cum să nu te dai numai pe lângă bogații din școală. Help the poor children in your school. Și cum să îi ajuți pe săraci din școală. So we have to teach them. Deci trebuie să învățăm. I say, if you do wrong, și le-am spus, dacă faceți rău, dacă nu mă ascultați, dacă vorbești fără respect mamei voastre, atunci o să fii pedepsit. Trebuie să-ți ceri iertare. Deci suntem stricți cu copiii noștri. Adesea am spus așa. Dumnezeu nu este un bunic. El e un tată. Because grandfather can never punish their children. Pentru că bunicii nu își pedepsesc niciodată nepoții. You know, I became a grandfather. Acum sunt și eu. 2.5 years ago. 2 ani jumate. And when I went home to Bangalore. Și când m-am dus acasă în Bangalore. People ask me, Brother Zach, what is the difference now you've become a grandfather? Oamenii mă întreabă acum care e diferența că mai ești și bunic. I said, when I was a father. Eu le spun când am fost tată.
Obișnuiam să-mi pedepsesc copiii. But when I see this grandchild of mine, dar când îl văd pe nepotul ăsta al meu, I say, he's so sweet. How can anybody punish him? De dulce. Cum poate cineva să-l pedepsească pe el? I said, that is the change that came in my heart when I became a grandfather. Zic, asta e schimbarea în mine de când sunt bunic. So they asked me, așa că mă întreabă, what will you do when your son takes his child and punishes him? Ce o să faci când vezi că fiul tău îl pedepsește pe nepot? I said, I'll go for a walk. Îmi spun, o să fac o plimbare. And I'll come back after some time. Și mă întorc după un timp. After he's finished the punishment. După ce termină de And then my little grandchild will come to me. Și după aia nepotul va veni la mine. Cry and say, Daddy hit me. Și spune, uite, m-a bătut taică. So I'll put him on my lap. Așa că o să-l iau în brațe. And I'll say, that's good for you. Spun, face bine. Because God wants, God loves you. Pentru că Dumnezeu te iubește. Your father loves you. Și tatăl tău te iubește. I will not punish you. Eu n-am să-l pedepsesc. I'm your grandfather. Pentru că sunt bunicul lui. But your father must punish. Dar tatăl tău te va pedepsi, spun. So God is not a grandfather. Deci Dumnezeu nu e un bunic. He doesn't just give you chocolates and ice cream. Nu îți dă doar înghețată și ciocolată. He's a father. E un tată. He is kind. E bun. And he's strict. Dar e și strict. And we don't want spiritual grandfathers in the church. Noi nu vrem părinți străbunici spirituali în biserică, care sunt doar buni, buni, buni. Trebuie să fim și stricți. Avem nevoie de disciplină împotriva păcatului. Și dacă cineva e rebelios, trebuie să-l corectăm. Trebuie să-l disciplinăm. E așa de important. When we talk about being a father in the church, când vorbim despre a fi un tată în biserică, being kind and being strict, înseamnă a fi și bun și sever. Then we can build the church as a family. Astfel putem clădi biserica în tocmai unei familii. So may God help us. Fie ca Dumnezeu să ne ajute. To build churches. Să zidim biserica în felul acesta. Amen. Amen. And I'll tell you, we need the power of the Holy Spirit for that. Și avem nevoie și de puterea Duhului Sfânt pentru asta. Because only the Holy Spirit can make us fathers. Pentru că doar Duhul Sfânt ne poate face părinți adevărați.